fluieră pentru prima dată în această seară, Adrian Cojocaru. Ne vedem pe capitanul gazdelor, Popa, cel care a reușit să marcheze în partida cu ACS Poli Timișoara. Roman ajunge la această minge, încearcă un dribling acolo, dar este posesia Viitorului. Pic neatent aici, deși s-a uitat stânga-dreapta Mitriță. Ne-a fost furată acea minge. Munteanu o pasă în adâncime pentru viteza aceluiași Florean. Florean 1-1 cu Nicolov, centrare, minge ajunge la punctul de la 11 metri, o bâlbâială în careu. Acum Achim centrează la bara a doua, gol! Gol săgeata, 1-0, minutul 4, înscrie Mihai Roman. Ce erori însă în defensiva Viitorului, părea o minge destul de simplă, o minge pe care credeam eu o va respinge apărarea celor de la Viitorul. N-a fost cazul, a urmat o centrare bună a lui Achim și finalizare simplă din prima a lui Mihai Roman. Practic meciul începe de la scorul de 1-0 pentru Săgeata Năvodari. Haide să revenim faza, centrarea lui Florean respinge într-un coechipier Mitrea, ninja ajunge la Achim și lipsă de reacție dată în defensiva Viitorului. A un balon care îl izbește în spate pe Emerson. Ghiona, Sorin Ghiona, Lazar centrează destul de bine, Gavra din prima, minge respinsă de Leonidas Panagopoulos. Prima ocazie pentru Viitorul, iată apare minutul 26. Centrarea lui Lazar, o așezare a lui Băluță. Ar fi nevoie de Nicolae Dică în jocul Viitorului, probabil îl vom vedea în repriza a doua. Primește centru, Peteleu, trage Peteleu pe lângă poartă. Mingea cred că se duce la o palmă de bară. Ce apariție interesantă a lui Ionuț Peteleu. Iată în ce zonă vine fundașul dreapta al celor de la Săgeata Năvodar. Trage cu piciorul stâng, se întinde buzbuchii, dar nu atinge mingea. Am să ce chiar la o palmă de jucători de la Viitorul, îngrat în careul advers, vine centrarea, acum balonul este reluat de Ghiona, a ieșit mingea, mi-așa mi s-a părut. Gavra, dribling, centrare cu stângul, lovitură de cap, însă peste poartă. A fost o șansă bună de gol aici pentru Emerson. Spuneam că are probleme pe centru, spuneam în prima repriză. Panagopoulos, iată, iese târziu și putea să fie penalizat de brazilianul Marcelina Emerson. Sorian îl păzește Emerson. Sorian pasă frumoasă cu călcâiul pe poziție viitoare. Lupu vine cu această centrare, lovitură de cap, gol Tigoianu, 2-0 pentru Săgeata în minutul 81. Ce bine s-au descurcat acolo în banda stângă cei doi fotbaliști ai formației din Năvodari. Este vorba de Sorian și de Lupu. Tigoianu, fotbalist care a intrat în repriza secundă, reușește să-l învingă pe Buzbuchi cu această lovitură de cap. Da, și sunt șanse mari ca Săgeata Năvodar să câștige această partidă. Nu mai sunt prea multe minute până la capătul partidei. Iată centrare cu piciorul drept, Lupu, o lovitură de cap foarte frumoasă a lui Tigoianu. N-a reușit Gavra să-l blocheze pe Lupu. A lăsat impresia aici cu această alunecare Gavra că îl va împiedica pe adversarul său să continue faza. Totuși se descurcă. Pasa este condusă Gavra acum n-avea pe unde să tragă. Vine șutul foarte frumos, senzațional, gol marcat de Lazar. Reduce Viitorul din diferență. Lazar înscrie un gol de excepție. Mingea mușcă transversala și cade în poarta lui Leonidas Panagopoulos. Cu astfel de execuții, iată, poate rupe
echilibrul. La un moment dat Viitorul poate marca, pentru că pe atacurile poziționale, pe contraatac, formația lui Cătălin Anghel nu a fost periculoasă. E nevoie de o asemenea sclipire. Spuneam mai devreme, mă așteptam la așa ceva din partea lui Dică. Vine Lazar însă cu acest șut splendid și cut. Roman în poziție corectă, Roman, și este gol, și totul se termină. Cu siguranță va fi victorie pentru Săgeata. Mihai Roman reușește o dublă în această seară, tocmai ce spuneam mai devreme, că n-a avut deloc baloane în repriza secundă, a fost izolat, iată că izbutește să profite în acest final de partidă și să înscrie golul liniștii pentru formația sa. Săgeata Năvodari o conduce cu 3-1 pe Viitorul. A fost o pasă în profunzime, s-a cerut offside, pleacă din poziție corectă. Atacantul gazdelor trimite pe lângă Buzbuchi și Sorin Ghionea nu poate ajunge la această minge, nu poate împiedica balonul să intre în poartă. Era normal ca Viitorul să-l riște în finalul partidei. Roman din nou e poziție corectă, ținut în joc de Emerson. Roman, Mihai Roman are mingea pe stângul. Roman trage, Roman! Aproape de hat-trick, atacantul de 21 de ani. Mingea a fost respinsă în corner. I-au dat poarta aici fundașii Viitorului. S-a și dezechilibrat Sorin Ghionea. Iată momentul în care cade pe spate. Nu mai contează, se termină. Săgeata Năvodari, Viitorul 3-1.